Ia da, m-am schimbat și eu puțin. Vai de mine și de mine. Ce păi zice da, că sunt sexy da, în bucătărie? Poți să gătești cu mine la spate să fie așa asta tot timpul cu fața spre mine. Ups. Ai grijă la apă, că dacă o vergi, ochii și apa. Asta e apă sfințită, Doamne, primești-o și pe asta. Cel mai nepriceput bucătar din lume. Hai, să ai spor la muncă. Doamne ajută. Și acum ce ieși, frate, dacă este bine, dacă nu, mănâncă și ei, ne ducem la... Hai, totul peste cap, ce ovi, ovi, măcar să ne distrăm. Ah, le nouveau Beaujolais est arrivé. Mama, avem la fasole, că ai pus prea multe. Ai pus prea multă? Prea multă fasole. Ai pus prea multă fasole. Cum să mai muncești? Accident nu merge nicio. Nici ochiul nu se aprinde când vede așa ceva. Cartofii așa îi vrei tăiați cu bulețe? Da, cu bulețe micuțele, că e supica aia, știi? Eu care vroiam împruna al și al decor, taie ceapa tu vașnuc, că altfel te omor. Ia și morcovul, măi fată, ia și tot mai rar, fiindcă accente n-are el habar. Bună, foarte bună! Salutare! Sunteți gata pentru spectacol? Că eroii episodului de azi abia așteaptă! Și dacă vă spunem cine sunt ei, veți ști așa în mare ce nebunie ne așteaptă! În prima echipă vor fi partenerii de gătit Axinte, adică Florin Petrescu în buletin și Roxana Vașniuc. Adversarii lor, respectiv Giulia Gianu și Ovidiu Niculescu, declară răspicat că nu se tem și vor să câștige. Totul depinde însă de talentele lor culinare și de meniurile pe care le-au poruncit eroii săptămânii trecute. Echipa 1 va avea de gătit ciorbă țărănească, fasole cu ciolan, fasole cu ciolan și pentru desert plăcintă cu mere. Aveți numele și prenumele. Loredana Roxana Vașniuc. Petrescu Ion. Florin, zis și Axinte. Vârsta. Am 48 de ani. Of, 32. Locul nașterii. Botoșani. M-am născut la Pucioasa Dâmbovița, lângă Târgoviște. Starea civilă. Căsătorit. Necăsătorită. Copii. O fetiță. Eu am un băiețel care mi-aș dori să se joace cu fetița lui Roxana. Profesia. Actor. Prezentatoare TV, prezentatoare de spectacole, mamă, viitoare soție, gospodină. La ce vârstă te-ai sărutat prima oară? Ei, pe la 14, așa că aveam emoții, dar n-am mai dormit 3 zile, că am pupat-o până la Laura de la mine din sat când ne-am dus la film. Știu că eram în clasa a doua când a venit un băiat să mă pupe. Ce notă ți-ai da pentru cât de bine te pricepi la gătit? Un nou acolo, cred că aș lua și eu așa la gătit. 10, ten, 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 ten. Ce preparație ai dori să aveți astăzi de gătit? Ceva paste cu creveți? Mie mi-ar place să o perpelez pe Roxana un pic prin făină, așa, cu pezmet și să facem un chateaubriand. Ce prepara nu ți-ai dori să gătiți astăzi? Să fac ciorbă în nucă de cocos cu aromă de sparanghel. Biftie, pentru că ar dura extraordinar de mult, adică nu m-aș încadra în timp. În procente, ce șanse crezi că aveți să câștigați la Super Cireașa? Ciute, două ciute la ciută, adică o ciută, două ciute, noi luăm tot. Tot, nu mișcă. Și din ediția următoare mă duc și nici iau și la Ovidiu, nici Niculescu, nici Giulia, nici Gianu, nu mișcă nimic. Hai, Axinte, oare ce gătim? Păi să vedem ce ne pică. N-ai văzut cum e formatul la noua emisiune? Nu mai gătim noi ce vrem. Ei, na. Ce-au făcut ultimii concurenți? Dom'le, la mine să mănânce ce le dau, că un musafir așa face. Niște ochelari din aia mari de muscă, ăia așa, atât că acoperă toată fața. Ne descurcăm. Și hai, noi la rândul nostru pentru ce. Nu mai ținem suspans, că am așa niște emoții. Hai să vedem să luăm plicul ăla. Văd care o bluză interesantă, revealing shirt sau t-shirt și o haină de blană de
de asta, care nu există, animal care nu există. A, ia vezi tu, ia citește tu, să vedem ce ne-a picat aici, că trebuie să facem de mâncare. Ia să vedem. Că mi-e foame, tată. Ia să vedem ce ne-a picat. Ciorbă țărănească. Ciorbă țărănească? Dar se poate. Ciorbă țărănească pentru o doamnă atât de deosebită și pentru domnul Axin, de care vorba aia e umblat. Fasole cu ciolan afumat. Asta e viața mea, să mănânc, dar nu să fac. Plăcintă cu mere la desert. Trebuie să luăm mere. Nu cred că e așa greu. Cu siguranță doamna se pricepe la gătit și nu va fi o problemă să facă ciorbă țărănească sau ciolan cu fasole, ori plăcintă din asta banală cu mere. Se și vede că e așa, prototipul gospodinei române. Eu cu ciolanul afumat am o problemă. Ia vezi. N-am făcut niciodată. Eu spui mâncări mai light, așa. Ciolan afumat nu a făcut? Vai, dar se poate. Eu știi de ce am nevoie de căciulă, o să, că eu... Unde ți-e căciula? Uite, o iau acum. Ia de căciula la mine aici. Ia să vedem. Mă, tătică, mi-e foame, mă, tată. Hai să ne apucăm de treabă, că eu nu... Eu cu fasole am probleme după ce o mănânc. Ce trebuie să iau la fasole? Doamne, ce e la gura mea? Așa. Rețeta, vină cu aia. Da. Vină, mă. Păi dați-mi rețeta. Două ciolane de curcan. Două ciolane de curcan. E, asta n-am mai auzit-o. De când are curcanul ciolane? Vai! Și de când luăm de porc? E prea... Tu ești la dietă, eu sunt la dietă. Vezi, vezi, știe doamna ce merg pe mâna ta. O face și noi mai prețioasă. Dacă pierdem concursul, la tine vin. Fasole, bulion, ulei, două cepe, două ciolane, felina, morcov. Are, domne, dacă zice fata că are, are, nu te mai tot băga așa. Și așa nu te pricep la gătit. Și peștele are ciolan. Mai mic, da. Bun, stai să salvezi rețeta asta. Fasole cu ciolan de curcan. Dar nici fasolea nu e fasole din aia pe care o știm noi, ci e de fapt orez. Așa, un fasole mai orez. Ia pune, frate, un kilogram de mere, că stăm și stăm degeaba. Hai. Ia, stai că dau eu un telefon. Roxana, eu... Nu, amândoi, că trebuie să fim o echipă, nu. Înțelegi? Eu o sulemenesc și ea o crește. Vă dați seama ce plăcintă iese? Cât face? E din partea firmei? Da, mi-am pus o căciulă, mă gândeam. Începutul e promițător, mulțumim, mă, frumos. Să-ți dăm de o sănătate și te invităm la masă. Pă, de ce nu ai dat 5 kg atunci? Doamnă, vreau și niște ceapă. Dați-mi așa. Păi orice căciulă mea. Nu e. Nu e? Nu e. Asta e amanta. Bă, dar și-a dat ochii la vijos, să știi, Roxana. Știi cât de bine arată? Este extraordinară. Oh, dați-mi una mai frumoasă, vedeți pe acolo. Eu baza mea e Roxana. Face Roxana niște sandwich-uri, vedeți, băi. Vezi cum mă subestimezi? Lasă că o să... Hai să vă ce... Arăt eu ție. Bun. Morcov. Dați-mi și niște morcov. Ia, nu, dar dați-mi mai frumos și ia să văd. Dați-mi pe ăștia. E de la sârb, de acolo, de la Băleni. Nu mai da restul. Nu mai da restul. Nu, că avem bugetul ăsta, trebuie să ne îngatrăm în ăsta. Norocul meu că nu prea mănâncă românca. E chiar românca Roxana? Da, după nume sigur că da. Roxana e nume românesc. Care ai fasole? Fasole, pe unde e fasole? Uite fasole aici. Care e mai bună pentru ciolan afumat? Fasolea cu bobul lunguieț. Da? Uite care seamănă cu căciula mea. Patru persoane, patru porții. Hai, bagă aici așa. Ia bagă, să facem o poză. Puneți-mi de zecele, dar pentru... Gata, familia, aplaudați-o, gata. Câte apă le pun? Uite, familia, mă, da, ce ai de mâncare? Eu, uite. Ce ne dați? Usturoi, ceapă. Usturoi, ceapă, auzi că ne dă doamna. Țelină pentru matatul. Păi, dar nu avem nevoie de țelină, la ce cum arată, ia uite-o. Azi că am țelina mea. Gata, mulțumim. Să rămână. Zici că-s perceptori din aia care merg prin târguri și adună birul, știi? Și țăranul nu prea are suficienți bani ca să-i plătească birul. Și atunci mai dă două mere. Mai trebuie și matale mâine, că n-am acum. Ia astea două mere. Mai dă două mere, le mai dă o roșie, știi? Ăla mi-a dat o legătură de pătrunjel, le bag acolo, știi? Că primește. Ia să rămână, hai să facem poze, mă, tătică, mă. Facem selfie, de unde vezi? Bagă invers, că îl filmăm pe om. Mâncate. O ciută, două ciute. Hai, ciute. La fel, Doamne, ajută. Hai. Băgați acolo în traistă.
lângă fasole acolo. Să punem în muzeu. Ce zice lumea, că aveți 60 de ani, adevărat? Nu! 27 are, stimată doamnă. Ce mai luăm? Murături, carne. Păi carne, carne, hai la ciolane. Cine dă și nouă murături? A, numai varză murată? Nu, ne trebuie ce? Numai atât? Pătlăgele, cât dă? Păi trebuie pentru... Pentru ciolan? Da. Păi nu știu, tu știi. Eu le car șefa. Să știi că mie îmi place varza murată lângă fasole cu ciolan. Poate îmi place mai mult decât castraveții murați sau murături din alea amestecate, știi? E bun așa, că, nu știu, îmi place mie. O puneți mai multe pungi ca să... Ce-i pun? Sare și ulei, nu? Adevărul că varza asta murată este extraordinară. Știai că are calorii negative? E printre puținele preparate care au calorii negative. Printre puținele, știu, legume. Acum e murată varza, e tot legumă, chiar dacă e murată. Și are calorii negative. Deci e bine să mâncăm varză murată. Ce mai luăm? Iau de carne, carne. Curcan aveți? Pâine, nu luăm pâine! Asta e că nu e cu fața. Așa, ce luăm? Ciolane? Două ciolane de curcan. Să rămâine. Ciolan de curcan. Bă, n-am auzit. Dar să știi că dacă te gândești bine, dacă e un curcan din ăla, dar nu de ăștia, dar nu ăștia mărâși din aia. Bă, de ăla crescut în America, acolo, pe prerie. Și că iau ciolanele mai groase și cresc până la 18 kg bucata. Mamă, zici că e oaie. E, ăla o avea ciolanul mai gros, dar tot nu poate să fie ca de porc. Are, mă, cum să fie. Mă, nu știa că merge, mă, cu ciolan de curcan la fasole. Merge, doamnă, la fasole? A fumat, trebuie, păi de asta nu are afumat. Nu, e ciolan, uite, are afumătura acolo. Vreau fă asta. Pentru ciorbă, a? Pentru aia țărănească. Ciolanul de porc este ce, să spun, ca un fel de trandafir al ciolanelor. Hai să luăm afumătura de aici. Ia. Care e mai bun afumat pentru ciorbă? Ăla. Uite-l, ciolan afumat. Nu pentru ciorbă, pentru care mai fasole. Bun? Fasole cu ciolan. Care fasole mai... cu ciolan. Ăla e mai... Așa. Fără os, fără os. Așa. Da? Bun. Două, dar și tăiem în... Două luăm? Păi două, ca să faci patru porții. Ia uite că n-am mai luat ciolan de curcan. Vai ce rău îmi pare. Era așa de specială seara asta. Foietaj? Da? Unde aveți? Uite acolo pe colț. Ia, doamne. Aoleu, iar ne întoarceți. Ia, duceți. Păi lăsați așa marfa aici. Hai, doamne, la n-are nimic. Gata, să rămână. Ia, ia un foietaj de la ajunge pentru o plăcintă, nu? Doamna, ce se pune în plăcinta cu mere? Scorchișoară, mere, zahăr, nu? La plăcinta cu mere, la prăjitura cu mere, la orice cu mere, se pune esență de rom. Poți să-i mai pui puțintică esență de portocale, dar nu de vanilie. Și, bineînțeles, scorțișoară. A luat de la jumate, ai învățat să ia de la jumate. Acolo ar trebui și brânză, stai că... Așa. Și pun merele deasupra și la revedere. Îți dai seama că n-am mai gătit plăcintă cu mere niciodată. Dar nici nu fi mâncat? Nu-și dă seama ce arome are? Nu, bagă în gură acolo, nu mai contează. Indiferent ce e, bagă în gură. Așa fac și copiii mici. Hai, mai ai multe, că nu mai pot! Nu mai... Unde am găsit pe moldoveanca asta, doamnă? Și asta la ce se folosește? Ați cum ne face, la friptură? Da? Dați-mi și o dulceață, dacă vreau. Hai, mai ai ceva de luat? Că mai am oră! Dar chiar de băunul le luăm? Apă, apă, că apă e foarte bună. Păi, nu-ți face rău, nu te îmbolnăvești de la apă, nu. Încă am luat tot. Ai luat ciolan, ai luat fasole, ai luat... S-a răunat, doamne. Pe caruja să scârție dacă altceva. La revedere, frumoasă piață! Mamă, ne foame, hei! Păi, la cumpărături nu pot să zic că s-au descurcat rău, pentru că au cumpărat cam de toate, dar... jumate din ele lipsesc. Nimic, deci crede-mă, mă enervez atât de tare când uit să cumpăr ceva la mâncare, nu știu, simt că dacă ingredientul ăla trebuia să-i dea gustul. M-a trimis pe mine repede. Păi unde te mai trimis? Ingredient. Știu, lasă că o să facem să fie băutură, bine. Avem băutură, știi vorba aia, mâncarea-i fudulie, băutura-i temelie, acum avem must, avem țuică. Am luat țuică, am luat toate. Tu le cânti, adică faci așa atmosferă să uite lumea de treabă. Dar în ceea ce privește muzica meu, așa asta, de gospodin, aia așa vreau. Că... Tu cu mâncarea, eu cu băutura. O să mă duc să mă gătesc în oglindă, să mă fac frumoasă, să fie totul perfect.
că n-avem cum să mâncăm pe burta goală. A, preparatele, nu-mi plac fasolele. Nu-mi plac fasolele. Nu-mi plac de nicio culoare. Mie îmi place. Mănânc așa, dar să le gătesc, acum am înțeles că în trei ape trebuie să... N-am gătit niciodată fasole. Ciorbă e ok, îmi place să fac, îi place și fetiței mele. Da, fasole, nasol. Bine că ți-a luat chitara, că... Păi, de mâncare n-ai să le cântăm la ăștia? Merea în loc puține. Păi de ce? Oare avem acolo un chil de mere? Na, cum să l-avem? Cine mi-a făcut rost de tine? Cine m-a făcut o mare? Oh. Asta e sigur casa? Că tu nu prea știi unde stai. Eu consider că treaba este treaba dacă există comunicare și există acolo o energie bună. Aparent. Ai auzit, Horia? It's all about energy, bro. E energy. Nu m-am pus. De ce? Așa, pentru că o să fie numai un râs continuu. Așa. Hai să tăiem carnea, că asta fierbe cel mai greu. Am înțeles. Cu ce te ajut? Curăță usturoi, ai acolo curăță. Gata, șefa. Tu ești șefa mea, că așa fac și cu nevastă mea. Ia mă învață, taia aia, fă aia. Și-a schimbat bluza. La piață avea o bluză mai generoasă, cum să spun. Ne dezvăluia mai mult din ce ascunde acum sub bluza asta tricotată. N-aș pune atâta grăsime de asta, tu ce zici? La ce mai slabă? Neavârlane, neavârlane, te chem să mănânci ciolane. Am o țuică pură de la țară, nu vrei totuși să... Și vrei să începem noi să... Să începem treaba bună, ia adă o țuică. Așa. Mama, simte, dacă era și un pic mai înalt. Așa? Te ajut cu ceva? Am aici niște apă tare. Ia în jurul meu. Mamă, ce damigeană de țuică! De unde o fi primit-o? Ai, că de mâncare, dar ori mânca oamenii. Sună ușor. Ușor, Roxana. Îți tremură mâna emoție. Ăla mai mic al meu. Și nici n-ai băut, a? Hai, să ai spor la muncă. Doamne ajută. Și acum ce ieși, frate, dacă e bine, dacă nu, mănâncă și ne ducem la... Hai, dăm totul peste cap, ce-o fi, o fi, măcar să ne distrăm. Mamă, cum e? E bună, nu? Să vezi mâncare acum. Doamne, ce-a băut o simte, zicea că e aghiazmă de aia de bobotează. Hai să-ți dau o punguță ca să... Ne fie mai la ce mai mult de gunoiul? Păi sunt burghiuvetă, dar zic să nu te mai apleci. Dar ce, dragă, nu poate să se aplece? Vrei să spui că e gras? Uite-l ce bine arată. Ia, pun aici. Așa, da. Par. Trebuie să improvizăm. Improvizăm. Așa. Dar tu când faci dragoste, improvizezi? Normal, întotdeauna. Da? Păi trebuie să vii cu ceva nou, ca altfel. Doamne, m-ai făcut curios. Eu mai pun o țuică, dar unde e țuica aia? M-a întrebat dacă e în chilot sau are fustă, Roxana. Acum m-am prins că e de fapt o fustă, dar cu ceva, cu jartiere așa lungi roșii. Foarte interesantă. Horia, vrei? El sigur vrea. Ce să vreau, dragoste sau țuică? Vrea, nu vrea. Neavârlan, vrei și tu un ciocan? Ha? Așa se numesc astea, ciocanele. Dă-l o leacă pe lângă camera, așa, măcar să miroase și el. Ia vedea. Stai că-ți dau tău. Sună periculos, de sus până jos. Eu cânt și mâncarea merge, că Roxana știe ce face. Ce ai? Nu e greu deloc să fii femeie, vezi? Nu se cu chinuie Carmen, vezi? Noroc cu soacră-mea că stă la noi. Când pleacă soacră-mea și fiul zice, iar rămâne nemâncat toată, că a plecat mamaie. Sunt patru morcovi uriași pe care curăță răzuindu-i cu cuțitul în loc să-i folosească cuțitul la econom, pe care îl folosește orice gospodină care dorește să gătească, nu să piardă vremea. Mă întreb de ce patru? La o ciorbă ai nevoie de un singur morcov. Așa, ce fac cu asta? Cum o tai? Păi tai o în mai mici. Că îl poți tu de mici, e bun așa cum tai. Dai să-ți dau un fund, omule, că nu e bine așa. Că al tău e prea mare pentru masa asta și așa că folosim un funduleț. Mai mic. Da. Deci ce tai eu aici nu este pentru ciolanul cu fasole, să nu râdă de noi. Ia uite și zic că... Ba, de ce? Trebuie să punem de toate acolo să fie bun. Nu, asta e pentru ciorbă. Și pentru ciorbă. Pregătim o ciorbă moldoviniască. Toată lumea să trăiască. Mă întrebi de ce Axinte stă frumos ca bătrâni așa jos.
Oare din cauză că este? Nu cred că e așa de bătrân. Așa. Hai să meargă treaba mai bine, să însuflec eu mânecile, că așa e la noi la Vulcana, de unde sunt eu. Suflecată, cată, pân la brâu. Ducea, ducea, râpele la râu. La voi, la Botoșani, la Moldoveni, așa? Suflecăm. Păi, dai seama, vezi că și eu cu mânecile suflecate, am și șorți. Hai, șorți? Și eu care credeam că e fustă. Înseamnă că, în adevăr, e în chiloți. Ia zic, cum te înțelegi cu bărbatul tău? Minunat, Doamne. Că nu află nimeni. Ca doi porumbei suntem. Mă rog, putem să spunem și gugurtuci, că sunt rude cu porumbeii. Cred că am tăiat prea mult mocul de ăsta, dar aia e. Las că ăla las întreg pentru tine, că e mai mare, mai așa. Așa. Da? Nu prea știe micuța să curățe cartofi, să chinu cu ei, sculptează acolo. Zici că cine știe ce nenorocere face și e vorba de la ură de cartofi. Îți place cu microfonul, 2-10, bună seara! Stimați telespectator, bună seara, vă spune la loc, fara, vă ajung, cu ea, ia să vedem. Știi ce-mi place mie din toată masa asta? Suica. Deci ai o suică, nu știu cine a făcut-o, mama ta. Tatăl tău, dar a făcut-o bine. Ăsta era apropo, știi? Adică mai pune una. Accidente, vezi că trebuie să te am în formă. Ups! Ai grijă la apă, că dacă o vergi, ochii nu și vezi. Apa. Asta e apă sfințită, Doamne, primești-o și pe asta. Să nu, o picătură să nu vergi aici. O picătură nu vergi, Doamne ajută. Să învăț și eu, uite, Anea Vărloane, cum să mai muncești? Cum să mai muncești? Azi de nu uite, merge niciodată. Nici ochiul nu se aprinde când vede așa ceva. Vine omule și ajută-mă, ce păi fac aici? Că nu știu la ochiuri, eu mă pricep, eu fac o ochiuri, singura mea mâncare. Și-a găsit ajutorul greșit. În niciun caz nu poate să o ajute Accinte, pentru că el nu se pricepe la așa ceva. Accinte, taie ceapa, te rog. Eu? Mai bine scând și să tai singură. Cântă-i, descântă-i, fă ce vrei. Mă uit încolo. Așa, cum să taie? Bucățele mici? Mici, 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 mici. Cât de mici? Să mă-i se plâng. Habar n-are să taie ceapă. Mă rog, bărbații nu trebuie neapărat să știe să gătească dacă nu-s bucătar, da? Totuși, parcă ceapă tocată oricine știe să facă, nu? Eu care vroiam într-una al și al decor, taie ceapa tu, vașnuc, că altfel te omor. Ia și morcovul, măi fată, ia și tot mai rar, fiindcă Accinte n-are el habar. Simt că fără ea nu merge fasolea. Da, da, nu știu, dar bine zici, nu mai tăia ceapă, mai bine cântă continuare. Că una e, Doamne, Roxana, în ce-aș putea eu să te ajut, Roxana? Nimic, mă încurci. Că te încurc, mai bine fac banana. Simt că fără ea nu pot respira, că ea este moldoveanca mea. Eu beau o țuică, parcă eu beau apă, și Roxana ne taie la ceapă. Zi una și de ochi, te rog frumos, cum și-a dat el drumul. Roxana, cum merge treaba? A, minunat, minunat. Minunat. Schimba apa la fasole. Doamne, Doamne, măi, Roxana. Mamă, avem la fasole grea, am pus prea multe. Ai pus prea multă? Prea multă fasole. Ai pus prea multă fasole. Ce? Merge ochiul, a? Și-a dat drumul. Păi nu merge. Și-a dat drumul ochiul, fraților. Ne-a vânat și-a dat drumul ochiul. Să vezi ce mâncare facem, dar nici ne angajează și mechiochie, ceopsiuță. Toată lumea o să ne angajeze pe noi. Că noi, ca artiști, suntem foarte buni bucătari. Bă, merge ochiul. Merge ochiul, merge ochiul, merge ochiul cel mare. Putem să facem și sarmale, fiindcă... Vezi că l-o foc. Aolea, Roxana, să vină Isu. Știi ceva? Trebuie să-mi fac mea culpa. Am crezut că Roxana habar n-are de gătit și chiar nu este în stare să facă nimica, dar e în stare să facă mâncare.
până acum măcar a dat din mâini fără să comenteze. L-a lăsat pe grele nostru cu burtă să cânte cum știi mai bine. Dar el nu face rău, știi? E bine, lasă-l acolo. Tu stai acolo, eu o gătesc. Oh, ce să mai facem, Roxanica? Da, e păstârnacul ăla. Așa, tu tai carne acolo pentru, ai pentru ciorbă, nu? Pentru ciorba țărănească. Sper că nu mai la ciolan. Să sperăm că o nimerinul ăla care trebuie, sunt atâtea oale dacă, acolo. Auzi, dacă ne îmbătăm noi, punem ciolanul în ciorba țărănească și pieptul. Păi stai, că până vin invitații. Și după aia îmbătăm și pe Giulia și pe Ovidiu. Și noi trebuie să ținem de vorbă vreo îi jumătate de oră până... Fasolea a fost, de fapt, ciorbă cu piept de pui și în felul 2 a fost ciolan cu ciorbă țărănească. Bă, nu știu, e ciorbă, cuvântul ciorbă. Trebuie ceva legat. O plăcintă cu ciolan de țărănesc? Hai că le combinăm. Nu, nu, nu. Deci o trebuie să tai asta, da? Să vezi ce râde neavârlăm de mine, că probabil asta nu trebuia belit așa. Ea trebuie tăiată rondele. Băgăm în seamă toate fleacurile alea. Ce mai contează o coajă în plus, una în minus? Bă, bă, bolo, și mai bag un suică. Au, dar tu mai bei aici? Da, pe ăla. Te ajut eu, sora mea. Dar să nu beau după tine, că ce nu e bine, că... Îmi bei noroc. Hai, ia brânale. Simte-te bine. Îmi vine să răzui morcovul când te vedea acolo. Oh, Doamne, cine m-a... Cine m-a făcut om mare? Să te tot uiți la picioare. Zim, te ajut? Oh, de ce să mă ajuți? Crezi că nu mă descurc? Ia zi, Roxana, ce mai facem? Oh, e... Hai să strângem aici. Gata. Ce mai facem noi doi? Sau ce mai facem tu? Și, Axinte, ești un pic atent? Eu sunt atent. Eu sunt până avălan aici. A, aici bea domnul Horia, așa ești tu. Păi, da, 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 nu ai înțeles? Am înțeles, că dacă am înțeles. Tu ai treabă... Să nu-l uităm pe domnul Horia, te rog. Ăla care e mai plin, Horia. Pentru domnul Horia, ăla mai plin. Uite, acolo e domnul Horia. De ce-i tipul ăla, Michael? Nu, că nu ești... Ăla mai plin pentru domnul Horia, da, eu țin domnul plin. Horia. Da, uite, așa. Domnul Horia, dă întinde o mână, domnul Horia. Să trăiești, domnul Horia. Așa. Horică, sănătate. Să nu verici nicio picătură. Dar sunt doi axinți acum. Ciolanul Axinte fierbe foarte bine. Da? Este înconjurat de morcov, de cimbru, de cele mai alese savori. Eu am în bază în tine. Bucătărie. Ai văzut că și în spectacole te las singur acolo să te ocupi. Da, mă descurc, dar întotdeauna lângă Axinte mă simt mult mai bine, pentru că unde-i unul nu-i putere, neavârlane? La nevoi și la durere, are un stil neavârlane. Puterea crește și audiența se mărește. Păi dacă asta e sănătate, unul să bea ceai și altul numai țuică, ah, mai bine nu mai mor. Deci, primul fel este ciorba țărănească, cum stăm cu ea? Este bine, începe acum să fiarbă, cred. A, uite aici, nu mai merge un ochi. Așa. Mamă, dacă nu sunt eu atentă, a terminat. Ciolanul cu fasole cu mine. Domnul director a început să pună întrebări acum. Cum stăm cu ciorbă țărănească? Și acum... Ia spuneți, doamna Roxana, ce ne mai pregătiți acolo? Mai pun aici un alta să arate așa bine pe filmare, pac, pac, și într-o parte. După și filmare, și... să aibă gust când vin românii. Normal. O să-i dăm pe spate, o să-i dăm pe spate. Hai să facem și un pic de curățenie. Nu, acolo las. Astea să le pun las bine. Să faci o curățenie. Stai aici ca să ne apucăm de desert. Da? Păi nu? Hai. Și cum oricum o facem. Lasă-l aici. La nevoie. La nevoie. Prietenul la nevoie se cunoaște. Tu le curățele la prilăzătoare ca să facem, da, și noi echipa. Păi și în cele, dă-mi un bol ceva. Îți dau acum. Merele nu trebuie neapărat curățate de coajă. Când eu pregătesc plăcinte pentru noi, pentru familia noastră, niciodată nu le răzuiesc. Pentru că îmi place aroma cojii. Pe de altă parte, e și plină de vitamine. Ațiinte problema că nu mai avem mere. Avem cam puține. Lasă că e pentru 4 persoane. Câtă plăcintă să faci? Păi, mi-ar mai trebui încă pe atâta, sincer. Da? Păi normal că au puține dacă au cumpărat doar un kilogram de mere. Dar parcă au mai primit vreo două. Dacă nu, Axinte, dă-i drumul și mai fă o cursă prin piață. Așa, merele am pus zahăr cu o lingurință de unt. Așa. Stai să pornesc aracazul. Al dracu de telefon, dacă nu exista ăla, așa, scorțișoară, o lingură de scorțișoară. Da. Pun și eu așa din ochi. Te ajut măcar să țin telefonul.
Nu, domnule, mă descurc singură. Așa, la o privire de sus, oala de ciorbă arată bine, ea, ca oală. Văd acolo și o mulțime de zarzavaturi tăiate mărunțel sau cum au fost tăiate și sunt frumos colorate. Da, dar asta nu-mi spune nici ce gust are. Punem și griș. Dacă griș? Așa zice la rețetă, cât zicea o lingură? Unde? O lingură de unt, o lingură de scorcișoar și o lingură de pezmet sau griș? Griș sau gris nu prea se pune la prăjitura sau plăcinta cu mere. Nu de alta, dar chiar dacă el trage lichidul din mere, nu e potrivit. Pe de altă parte, se pune, într-adevăr, în prăjitura cu brânză de vaci. Hai să ungem tava asta. Hai, unge-o tu! Nu se unge tava stropind cu sticla, ci cu o pensulă. Punem puțin ulei pe o pensulă și ungem tava. Pe de altă parte, nu cu ulei de măsline, că e amar, mai ales cel extra virgin. Deci nici nu m-am uitat până la plăcinta asta. Știu că mi-a zis o doamnă că trebuie să crestez. Da. Să crestez. Nu, așa. Lasă să... În patru, că suntem patru. Eu crestez și așa să se pătrundă aici. Vrei să te crestez eu? Nu vreau să mă crestez. Nu foile de dedesubt, scumpa lui Moșu, ci alea de deasupra. Zi-mi cât să ținem plăcinta. Păi nu știu. Cât ținem plăcinta pe farfurie după ce am scos-o din cuptor? Sau cât o ținem în gură până o mestecăm? Uite-te pe Facebook. Azi. Tu ești pe Facebook-ul. Doamne. Sună pe doamna de la restaurant. Pe Ștefania. Pe Ștefania, da. O sună pe Ștefania. Sună acolo. Aduceți-vă. A vrut să suni cu paharul de țuică, dar și-a dat seama că n-are butoane. Ia zi, Ștefania, cum facem plăcinta de mere? Că suntem în direct la cireașa de pe tort. Ia cu conținutul merelor, pune-l în foaie și rulează-o ca pe rulată, ca pe hârtie. Păi mai pui și cealaltă foaie pe deasupra? Nu mai pui o singură foaie, uite așa, o rulez ca pe... Iau, uite, rotundă. Așa, o iau pe asta și o rulez cu tot cu... Cam puțină compoziție de mere. Vezi, a zis bine Horia Vârlan, adică eu, a zis bine și asta mică Roxana. Și domnul Axinte n-a fost de acord cu noi. A zis că lasă bă că ajung, dar tava e prea mare. Eu las maxim 11 minute, maxim. Mamă, așa puțin? 11 minute, cam. Așa, da, că e fuită, se face imediat. Și când o scoți, sau... Păi pui zahăr, pudră și scorțișoară. Bun, dar mai pun ou acum ceva pe ea, gălbenuș? Nu pui nimic. Nici unt? Poți să pui puțină țuică, zic eu. S-a rămână. Te iubim, pa, pa, pa. Ce cuptor e ăla? N-au și un cuptor mai de cuptor în casă? Ovidiu, acu-iacu. Să vedem ce au gătit ai noștri. Ți-e foame rău? Mamă, deci dar pe drumul ăsta mi s-a făcut o foame. Să te ferească, băi, Dumnezeu. Deci să... sunt foarte curioasă ce au gătit. Până una alta vă iubim, dar... Așa. Pe lângă faptul că știm că o să ne distrăm foarte bine, chiar vrem să mâncăm și ceva ok. Pentru că de asta suntem la cireașa de pe tort. Da. Logic. Baftă totală să aveți. Baftă, vă pupă! Când mai pot dăm foame? Băi, frate, dar noi mai suntem în București. Axinte! Da? Nimic n-ai făcut, numai gura e de tine. Of, Doamne! Ia uitați ce mâncăruri extraordinare! Măcar hai să mă ajut la curățenie, că am devastat bucătăria asta. Hai că m-am miroase ars și nu știu, cred că e plăcinta. Cred că mi s-a plăcinta. Nu. Mamă, bine că mi-am adus aminte că uitam de plăcintă. Ciorba cred că e gata și ciorana cu fasole, dar nu sunt foarte, foarte convins că a avut timp să se fiarbă fasolea. În trei ape o dai cam în, să zicem, în 40 de minute. De fapt, la trei apă trebuie să fiarbă cam vreo 2 ceasuri. Și după aia mai are încă nevoie încă vreo 40 de minute, deci cam vreo 3 ore jumate are nevoie minim o iahnie cu fasole să fiarbă. Am ajuns. Aici e? Mamă, deci trebuia să-mi iau rucsacul, zici că am venit în tabără, mâncată. Oh, dar ce? Strada Speranței. Oh, avem o speranță că vom mânca bine. Vila 1. Vina. Mamă, așa să închidem că vin urșii. Așa? O barză. Batem frumos la ușă. Da.
Lar deschide, deschide ușa creștine. Deschide ușa creștine. Deschide. Hai acasă, puișor. Uite, am ajutat. A fost o primire foarte funny și foarte ok, așa cum ne așteptam de fapt. Roxana emoționată, emoționată. Dar ce emoționat eu când am văzut-o. M-am emoționat de tot. Pe Axintel știam frumos ce la cana. Roxana m-a terminat. Bine ați venit, bine ați venit. Da. Băutura a fost pe placul nostru, da. De la țuică până la vin, deci a fost îndestulător. Și la ce ai ajutat? V-a tăiat? Am tăiat pâine, ceapa, uite și uite, acum. Uite, și uite. Da. Și asta e mâncarea noastră, e o mâncare tradițională românească. Păi, dar n-ai făcut totul, presupun. Pâinea asta? Contează, contează că nu știu ce să cumpăr. Am înțeles. Roxana m-a terminat, viață, și cu toate drumurile alea până la bucătărie și înapoi, poate să moară omul de inimă, păi sunteți niște criminali acolo. La emisiunea asta, chemați omul sănătos de acasă și îi dați... Logic, clar. Tu poți să dormi, liniștit. Să nu vă apucați că deci mai o ciorbă avem... țărănească. Dacă atât, nu trebuie să mai zici spune. Ciorba țărănească, eu cred că... N-a zis că nu mai scot niciun cuvânt. Au mâncat. Au început să mănânce și ai așa ciorbă bună. Ovidiu e un mare gurman. De asta? Ciorbă țărănească cu tăiței făcuți în casă. Așa? De da. Pui, de ce? De pui, de pui. De pui. Cred că mi-e și foarte foame și pică la fix. Nu, și cu pâinea și cu tot avem și ceapă. Eu am fost dezamăgit puțin că nu a avut destulă zeamă. Aș fi mai plăcut să aibă mai multă zeamă. Era mai mult un fel de... Mâncărică. Poate nu sunt cea mai bună gospodină pentru că nu prea am timp să gătesc, de obicei doar pentru copilașul meu. Ovidiu, dacă nu vă place mâncare, să vă îmbătăm, să-i mai nu, da, nu, da, da nu, da. Uite, vor să fie raționali. Palincă nu, o să beam un vinuț, sunt ceva. Dăm un vinuț. Doamne, dar bine am gătit, bine, bine, bună gospodină sunt. Sunt bună de măritate, așa. Mamă, dar abia aștept să când la nuntă. Ești deja măritată? Nu strigă. Ce mi-ar place la nuntă? Să fiu un naș. Să fiu un naș, că odată vede nașul ce mâncare face fină, nu? Da. Eu, în general, așa calculez. Când ciorba e perfectă pentru mine, mănânc doi ardeius de amici. Am mâncat numai unul, știi? Mi-a lipsit zeama puțin, știi? Ceea ce e un lucru ciudat la o fată ca Roxana. Era foame să... Au venit în moment ați... Să știți că pentru felul 2 avem și o surpriză. Nu te cred! Da. Ce? În afară de surpriză culinară, avem o surpriză muzicală. Vai, da. Invitații trimiși din partea lui Dan Bursuc, cred că au fost buni și a fost o seară cu de toate. Seara, bună seara! Bună seara! Bună seara! Ce faceți, băieți? E normal că nu puteam să lipsim. Nu puteam să lipsim. La orice masă e nevoie și de muzică. Să te mii și aș bea vină, să mă înveseles puțin, să încânte lăutarul Ioana, să-mi umple paharul. Să te mii și aș bea vină, să mă înveseles puțin, să încânte lăutarul Ioana, să-mi umple paharul. Ioana, Ioana, toarnă vin în cană. Așa, ca la bună, asta e. Dimineață, când se duc coltini în piață. Ioana, Ioana, ardă și-o pastramă. Opa, să meargă vin numai bine, să nu mai plec de la tine. A fost un moment minunat. Nu vezi că nu mai știu de ce să mă țin. Nu, una peste alta, chiar a fost frumos. Vreau să cânte lăutarii, să beau să mă înveselez, fiindcă eu în seara asta la Roxana mă distrez, mă. Bine, iuhuu!
drăguță, că-i băiatul nu bursuc și-a venit pe la vașniuc, măi. Hopai dirida, hopai dirida, hopai diridiridirida, hopai dirida, hopai dirida, hopai diridiridiridirida. Una peste alta. Peste alta. A fost o seară absolut superbă. Idem. Și vine acum și felul 2. Dar tot pe românesc așa. Tot pe românesc. Deci salata e făcută de mine. Jură-te. Atât. Va. Restul Roxana a făcut. Fasolică cu ciolan. Eu sunt un gurman și nu mănânc orice. Dar ce-a pregătit Roxana în seara asta? Că 90% a pregătit ea, 10% mai tăjă un morcov acolo. Dar dulceața, gustul mâncării și tot ceea ce s-a observat a fost la Roxana. Ce ați avut la meniu totuși? Că nu mai înțeleg nimic. Primul fel, ciorbă țărănească. Da. Felul 2, afumătură cu fasole. Ciolan cu fasole? Și asta e din partea acasă, din partea voastră, așa, pro bono. Păi normal că un ciolan cu fasole nu pui o învărătură. Mă, dar ați spus de avansă dacă n-ați făcut pentru 7 persoane, 8. Și ce ne-ai pus pe niște farfurii pentru... Lasă, că fiind când ți-am zis să pun salata separat... pe sistem țărănesc, așa... Nu ți-am zis eu să punem niște bolul cu așa? Acum asta e, mâncăm cum avem. Dar mi-aș plăcut să nu fie fasolea atât de scăzută și să văd și eu ciolanul ăla afumat, că n-am înțeles pe unde era. Da, nici l-am văzut, ușor m-am speriat. Am luat funculița. Și era și venise și varza, că și era ceva, era foarte venise. Bine, că ce a plăcut cel mai mult, salata de varză făcută de mine. Dar și fasolea făcută de Roxana. Salată de varză murată, da. A luat varză din piață și i-a pus ulei pe ea, fără piper, da? A făcut-o. Eu chiar mi-am dat interes, înțelegi? Am fost, am tăiat varză, l-am pus pe absinte, a tăiat ceapa. Foarte bună. Fasolea mi s-a părut puțin cam prea scăzută, părerea mea, știi? Măi, deja exagerez. Dar de ce exagerez? Eu spun, da? Eu sunt un om sincer, eu sunt consumator, recunosc, nu sunt bugătar. Nu o să mai gătesc fasole niciodată, ca o concluzie așa. Eu am găsit-o foarte la fund, am căutat-o, am înțepat puțin, nu știu, era un fel de cârnat. Parcă am simțit. N-am gustat, nu știu, am gustat doar fasole. Eu am făcut tot ce am putut, am luat și castroane, am și varză și pâine țărănească și când ce alegi? 1000 de euro sau diploma? Diploma, pentru că are valoare sentimentală. Deci, îmi pare tașat, vrei și tu? Deci asta dacă e nasol, știi, dacă nu ești atent, bagi o căpățână în el când te duci la baie. Ovidiu este o surpriză foarte plăcută pentru mine. Ne-am cunoscut la emisiunea asta, dar eu sper să ne mai vedem. Cu siguranță. Oricum, în mașină am discutat că o să-mi faci versuri, îți fac, o să-mi, o să cânt pe un album, album. Deci, Cireașa de pe tort unește destine. Da, frumos. Unește vieți. Frumos, interesant. Da. Ceac-pac, iertare în zadar-și ceri. Ceac-pac, și strigi la luna de pe cer. Mai bine hai, amintește-ți seara când cu ochii în lacrimi rătăciți într-o mansardă îmi jura iubire. Hai numai, întinde coarda. Te-am iertat, dar tot o să plătești. De-acum nimic nu te mai scapă. Uită-te la stele, uită-te la cer frumoasă. Cu ochii tăi de curvă ia-ți adio de la mare. E ultima oară când o vezi. Pentru noi pot să spun că ai fost o surpriză. Da. Pentru că una e când te auzim pe o înregistrare și una e când sunt live, așa, la urechea noastră. Normal, e altceva. Desertul este plăcintă cu mere. Mamă mie, mi-a pus mai mititel așa ca pentru o domnișoară. Cred că ai făcut așa cu simț de răspundere. Da. Nu, am glumit. Îți mai aduc, Giulia, mai am pentru tine la pachet. Am zis așa. Dimineața când mă trezesc așa pe stomacul gol, așa ceva. Dimineața părăcoare, stau cu plăcinta la soare. Televizorul îngrașă, să știți. Noi suntem de fapt cu 8, între 8 și 10 kg mai slabi. Mai slabi. Da, exact. A se reține. Exact.
Bă, nu mor de foame lângă mine, asta e cel mai important. Și mi-am luat serios rolul ăsta. Tu știu bine că mie îmi pare rău că nu m-am născut în Moldova. De ce? Făceam o mâncare bună. Are suflet de moldovean. Da, multă dragoste. Știe, mă, să fac. Moldovean, că ai dat drag. M-a plăcut merele, dar ce să-mi spac la mere? Și când am ajuns la aluat, am simțit așa că... E puțin, da, a fost puțin ciungos. Aluatul, da, a fost puțin cam cruduleț. Atât, puțin de tot. Păi așa... Dar gustustos a fost extraordinar. Da. Nu știu. Știi de ce a luat? Se pare de la strudel. Că ea a luat de la unul, a luat de la altul, a luat de la... Înțelegi? Iulia, asta da, foarte mult aluatul la... Adică mai mi se ardea plăcinta, adică nu... I-a luatul mai moale, pentru mai că moale, da. Eu la început am pus folia și deasupra și nu trebuia să pun. Dar am zis ca să fie mai... Am înțeles. Și ți se pare din cauza că e mai moale, dar nu e crud, e mai moale. De fapt, dar noi nu știm noi că plăcinta aia cu mere inițială nici nu se punea aluatul la cuptor, acela. Servită direct în aluatul crud. Așa era inițial. După aia a venit asta cu focul, cu cuptoare, cu... Și mă vede, te rog, frumos, că eu nu pot să râd la cameră. Nu zici că eu am un râs ciudat. Hai, dumne, termină-te, dumne. Deci eu am un râs, deci zici că vine nunta. Păi și ce, foarte bine. Ia uite, mă. Eu vreau note pe dreptate. Păi pe dreptate, că eu m-am simțit bine și am mâncat tot. Puși tu ai cor, tu ai sânge de viperă. Ștuaico, îți spun adio și te las. Da, da, tu mi-ai înșelat simțămintele. Da, da, tu mi-ai rănit inima. Da, da, tu mi-ai înșelat simțămintele. Inima. Dacă ai stat 3 zile, 4 zile uitat într-o gară undeva și a venit și te-au fugărit nisorile, vântul, urcii, n-ai avut cum să ajungi la niciun fast food și ajungi acasă și, mamă, cred că mănânci de rupi la plăcintă dintr-o asta. Nici nu-ți pasă că e așa ciungă, știi? Nu, și dacă nu dați bine ciungă, n-ai în cap, dau. Eu mă uit, eu stau cu fața. Uite-te, tu, sora mea. Ce notă noi vom lua? Mă uit așa și pe video. Nu, pe video n-ai cum să te uiți, că ăsta e periculos. Da. Aia zic că e în sora, nu te mai uita pe... Am notat faptul că după ce am mâncat nu mai mi-a fost foame și faptul că mă simt vinovat că am mâncat. Înseamnă că a fost o masă bună, știi? Hai, Doamne, ajută! Să nu uităm de ce am venit la cea mai tare emisiune de România, Cireașa de pe tort. Te pupăm, Foria! Au cântat și s-au simțit bine, au chiuit, au chicotit și au băut. Asta am remarcat eu la cina din seara asta. Axinte a fost sufletul petrecerii, Ovidiu Niculescu vesel, Julia ca de obicei plină de verbă, dar și Roxana alături de ei. Cu toate că ar fi trebuit să fie obosită, că a muncit pe rupte la cina asta, da? Axinte n-a făcut nimica, a curățat o țenă și a băut la țuică de s-a rupt. Mă rog, a fost bine. Numele și prenumele. Giulia Gianu. Ovidiu Niculescu. Vârsta? 43 de ani. Nedefinită. Starea civilă? Căsătorită. Căsătorit. Copii? Da, am copii, da. Am 2 copii, un băiat și o fată. N-avem. Dar eu sunt un copil în sine mea. Profesia? Cântăceasă. Nici eu nu mai știu ce sunt, adică sunt exprimer. Care e motoul tău de viață? Păi tu n-ai nevoie de motou. Da? Moldovecile n-au nevoie de motou. Nimic nu se usucă mai repede ca lacrima. Deci să nu fim triști. Bravo. Nu? Băi, deci uite-te. Și omia mea me comportă tot ce mi-aparține, port cu mine. Muzica preferată? Beethoven, Mozart, bine, dacă asta, clar, da. Chopin, îmi place Chopin, Ciprian Porumbesco, da? Băi, cam la fel, de zici că a vorbit pentru mine, ce pot să mai zic? La ce vârstă te-ai sărutat prima oară? Târziu, la 17 ani. Hai că nu mă crezi? Nu mă crezi, băi, n-aș că de ce e drăbăzgă, da?
Sunt generație mai veche. M-am sărutat prima dată când aveam, nu știu, 12, 13 ani, o chestie de asta. Precoce. Care este mâncarea preferată? Salatele. Îmi plac fructele de mare, cel mai mult. Ce nu îți place să mănânci? Nu-mi place ciorba de burtă neapărat. Dacă mi-ar fi foarte foame, aș mânca ciorbă de burtă. Rahate, nu-mi place să mănânc deloc. În procente, ce șanse crezi că aveți să câștigați la Super Cireașa de pe tort? Tu te răspunde tu la întrebarea asta. 100%. Da, da, șansele sunt 50-50. Da. Dar sperăm să facem o figură frumoasă acum, după ce ne-am antrenat, să deschidem frumos pe extreme. Doamne ajută, Doamne ajută. Aici este. Aici e nebunia. Locația. Dar trebuie să primim un plic, Ovidiu. Trebuie să primim un plic, să vedem despre ce e vorba mai întâi. Supă de fructe de mare, da, rață cu varză călită, lava cake cu înghețată de vanilie. Perfect. Și desert lava cake. Lava cake. Deci e greu, fraților. Că bine zice Julia, ea niciodată n-a făcut niciun fel de mâncare. Ah, oh, oh, supă de pești. Bă, ăștia zau, bă, mamă, sunt frustrat. Și-au bătut joc de noi, cum adică, mă? Mă pare că nu pot să râd eu cu tine. Mie, dar cine suntem, bă, mâncăță, restaurant internațional suntem. Dacă ne iese asta, ne deschidem cârciuma. Da. Supa de pește se pregătește la fel de simplu cum se pregătește borșul de pește. Până la urmă, nu scrie ce fel de supă de pește trebuie să pregătească. Hai să luăm partea asta simplă de lava cake. Da, hai. Mergem aici la desert. Lava cake, da? Hai. Da. La desert. Așa, 160 de grame de ciocolată amăruie. Băi, dar toate... A, uite-mă aici. Asta sigur e amăruie. Ciocolata amăruie. Păi da, dar asta câte grame? Are 205 grame. Nouă cât ne trebuie? 160. Atunci mai rupeți din ea 35 de grame. Așa, sugestie rețetă negresă. Asta cred că e bun, dar nu știu dacă e amăruie. Păi da, da, noi suntem în graficul... Da, cu 160? Da. Păi dacă asta are, okay, cât ajunge are? Atunci. Da, dar nu știu dacă e amăruie. E amăruie, păi scrie noar. Păi și noar înseamnă amărui? Da. Da? E neagră, e ciocolată neagră, asta înseamnă. Păi dacă 205 e mai mare decât 160, atunci da, sunteți în grafic. Bună! Hello! Specialist în pește? Nu. Da, nu? Pe cine poți să întreb? E cineva? Șeful e în spate. E șef? Dar nu, că nu e mare chestie ce vrem noi. Vreau să întreb pentru o supă de pește. Ce pește e fără oase e bun? Fără oase? Da. Pentru o supă de pește și cu fructe de mare. Ai idee? Gutui de mare și file de porc. Până una alta, hai să ne dai calamari, creveți și scoici. Sigur. Hai. Uite așa, fie dăm una, așa, asta două. Una, două. Știi ce spun? Care luăm așa. Dar oricum noi trebuie să le tăiem bucățele. Da, deci, mă, le tăiem, da? Asta cu trei. Și încă una, uite, asta de aici cu asta de aici, da. Nu trebuie foarte, foarte multe fructe de mare. Eu știu, 3-4 rondele de calamar sunt suficiente, o mână, așa, un pumn de creveți și poate două, 10 scuici, poftim. Maximum 10 scuici. File ce ai aici? Pardon. Pardon. Deci, ăsta e somon, nu? Nu, somon. Ce mai e pe aici? Păi mie ăla îmi dă bine, nu știu păi de ce. Păi da, ăla îți dă bine, dar ăla e somon, nu în general. Bine, hai! Mai gustos, asta zic, că face cremos, îți cremoasă bine, supa. Bine, o bucată... Cât pentru 4 persoane. Trebuie da. Să luăm niște smântână de gătit, ca să o facem mai groasă. Mă înțelegi? Foarte bine, smântână de gătit trebuie. Și nu va îngroșa supa, dar îi va da cremozitate. Sare, pătrunjel, gel, toate astea, asta spungile, da, pune cartof, repede da. Doi cartofi. Da, îmi place. Așa. Ai vreo preferință? Nu, doi cartofi mari. Ceapă avem nevoie și la asta. Dăm cu ace. Morcov, căzeau. Doi, morcov, trei. Aici zice doar unul. Un morcov. Hai să luăm acolo. Ia doi. Ce e ăla de acolo? Barza. Ce e de asta? Julia. Ce? Ce e asta? Un... O mazăre. Mazăre congelată se bagă în supele de pește, dar au multe ingrediente, o să iasă o supă uriașă. Hai să luăm. Uite, o varză.
Varza nu vrei să o luăm roșie? Bravo, Ovidiu Niculescu! Și eu recomand varză roșie la rață. Habar n-am, eu cred că riscăm. De ce să riscăm? Că e la fel. Pentru adică că s-ar putea să aibă un gust specific. Eu n-am auzit de varză roșie la Nu, dar astea sunt enorme. Adevărul e că prin nordul țării, prin Moldova, nu prea se pregătește varză roșie. Piel de rață mai încolo, așa. Tu ce zici, să luăm două? Da, să luăm două de astea. Păi n-avem ce să facem, că n-a, cum astea. Așa? Astea două? Da, hai. Perfect. Și tăiem pieptul de rață. Mersi. Piept de rață și ce ne mai trebuie? Pește am luat. Peștele l-am luat. Să mergem la fructele alea de mare la congelate. Creveți și scoici. Sunt încântat să văd că Julia se înțelege cu Ovidiu Niculescu la cumpărături. Amândoi sunt genul de pietre tari. Fiecare vrea să ia frâiele organizării, să zic așa, în mână. Pune vreo 8. 8. Pune 8. Da. Și ăștia cum să fac? Da, mă, ei se dau așa, dar ideea este că eu aș vrea să-i punem ca design, înțelegi? Da, adică să iasă așa puțin pe chestia, da, adică înțeles, să nu să-i stăm să... Da, da, trei gătiți. Păi nu, ei fierb în supă. Fierb în supă, da, e, da. Fierb în supă și după aia parau așa, agățat, știi, în cuțul. Noi trebuie să luăm, de fapt, două sticle. Nu, deci un vin alb de gătit, care nu trebuie să fie așa. Și e rață, ar merge cu vin roșu. Sau vin roze, vin ca roze. Să meargă și la un roșu. Sunt convins că Ovidiu se pricepe la vinuri. Așa că, Julia, lasă-l că aici e pe teritoriul lui. E bun, da? Da, dar stai să luăm un Bordeaux ca lumea, stai. Uite ăsta. 22 de lei, foarte bun. Frumos. Medoc. Dar ce bine arată. Dacă e și bun, sigur e bun. N-are cum. Să luăm două sticle? Știi, ca bancul ăla cu rușii dimineața în fața magazinului. Să luăm două, să luăm trei. Să luăm două, să luăm trei. Se deschide magazinul și zic 10 sticle de vodcă și 3 bomboane. Depinde de tine, că dacă tu zici că vrei să dai un vin. Păi da, mă, da, să fie un vin. Că ne încadrăm oricum. Lasă-mă că... Dragilor, noi avem un buget. Un buget strict, că de-aia e cireașa de pe tor. Că dacă aveam banii berechet, ne dădeam în stambă, dar nu. Dacă aveați bani berechet, nu mai veneați la emisiune. Plecați în Hawaii. Asta, uite, asta e un vin belgian, vin de Bordeaux. Da, mă, hai. Eu sunt specialist în vin negru. Mamă, of, măi, Ovidiu, ne-am prins urechile, frate. Îmi doare capul deja, e nebunie. Adică... Bine că acum am terminat, suntem ok și facem și noi. Uite, nu mai tăieturi pe aici. Am luat cam tot ce trebuia. Am terminat și ne-a terminat. Și ne-a terminat nervos. Mamă, e greu, e greu. Complicat, domne. Adică față de o fasole cu ciolan și o ciorbă țărănească... Da. Mă rog, hai. Până una alta, noi suntem mulțumiți. Nu hai, contează. Ne vedem la gătit. Mie mi-este foarte, foarte foame. Eu, în general, sar peste micul dejun, din păcate. Aoleu, nu mai vorbiți de mâncare, că deviza mea e mie foame, tată! Chiar ce mâncă în seara asta? Bine, ce lipică, probabil. Într-adevăr, ce le pică, dar eu cred că mai mult nu o să mâncăm, cred că facem foame, nu? Băi, Ovidiu, ce spuneam noi, mă? Dar ce spuneam noi, mă? De ce, mă? Băi, de ce vezi, asta, mă? De ce ți-e frică de aia nu scap? Da. De ce o soartă atât de grea? Asta e, asta e încercarea noastră. Bă, dar ăsta e meniu, mă? Să vedem cum e cuvincios. Cu cuptorul. Cuvincios? Da, dom'le, meniu cuvincios. De deci supă de pește cu fructe de mare. Da, unu. Da, greu, rău de tot. Așa, n-am făcut niciodată, recunosc. Cred că nici tu. Da, am mâncat. Bună. Doi, rață. Iarăși n-am făcut niciodată și nu mănânc prea multă rață, sincer. Da, dar, corect. Nu știu. Mă, nu știu, sper să ne iasă. Rață pe varză. Pe mine m-a speriat cel mai mult aia cu lava cake. Dar cum să tu să comanzi lava cake? Dom'le, că nu înțeleg nici pe artiști ăștia. Ți-a părut complicat, dar să știi că nu e chiar așa, că noi ne-am uitat pe Google. Camara, așa e, mănâncă lava cake. Da, sunt stresată. Da, e stresată. Mie când mi-e foame, eu nu mai o să mă mai concentrez. Și nu vrea să gust ceva până mergem la masă? Ba da, ai vreo idee, vreo propunere? Am o propunere, dar nu știu dacă mergem pe televizor.
Da, e... Presupun că nu e indecentă. Da, un cordon bleu, Chateaubriand, ceva, pentru că suntem la un restaurant de așa manieră, de așa... Da, lasă, că vedem, noi o să mergem totuși pe mâna Giuliei. Pentru noi totul este un nou, da, o noutate. Absolut. Ne-am cunoscut acum, am gătit pentru prima dată împreună și aceste preparate. Preparatele astea. Mergem într-o bucătărie pe care n-am văzut-o în viața noastră, nici nu știm dacă avem ce ne trebuie. Demonstrăm că suntem niște artiști adaptabili, da, și în condiții și în grele. În orice fel de condiție. Până la urmă e un consens, ceea ce o să ducă, bineînțeles, și la un... la o cină care să reușească, cel puțin, așa cred. Că mi s-a mai întâmplat să mă înșel eu. Oh, am ajuns, mamă, bine că am scăpat. Dar ce bucătărioară mică, mare, prietenul ăsta. Păi, mă, dacă e de burlac. Deci, ăsta era gazul. Ok, hai să vedem și cu cuptorul. What? Nu avem cuptor, prietene. Cum nu avem? Uite cuptor cu microunde. Aoleu, cu microunde. Dar ce să ne facem noi cu asta? Noi avem mărață cu varză la cuptor și lava cake. Ce ne facem? Băi, de capul nostru. Au nevoie de cuptor doar atunci când trebuie să pregătească acel moelou șocolat, acel lava cake. Dar există cărți de bucate care te învață cum să pregătești acest gen de brioșă și în cuptorul cu microunde. Ia stai, știi ce idee am? Să mă uit ce fel de model e ăsta, să știu ce, ia, ce face ăsta, mă, ce știe să facă. Crezi tu că mai e cazul? Cel mai mare power, nu știu ce. Eu nu facem rață prăjită, la fel, fierbem înainte rața, ca să nu avem discuții. Da, 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 să o fierbem puțin ca să nu, să fie suculentă, să fie fiartă. După o tragem ușor la tigaie, ea oricum e grasă și doar puțin, păi, trebuie să o tragem. Păi ce facem cu desertul, mă? Eu zic să plecați acasă și gata. Ce să mai n-aveți cum să faceți lava cake, e groaznic. E tragedie mare. În rest, supa doar nu o să o pregătească în cuptor și nici varza aia călită și rața. Hai, poftim, poate pulpe de rață se puteau pregăti mai bine în cuptor. Dar, vreau să spun ceva, le poți pregăti și pe mașina de gătit cu capac, încet, încet să se înnăbușe. Sunt așa, gătite țărănește. Ce desert îmi place mie cel mai mult? Adu-ți aminte. Clătite cu banană. Face, ne ducem face jos, luăm niște banane și cu ciocolata aia, vedem și ce face, o topim și pe aia, o punem, avem și facem că... Ah, nu, fii atentă ce idee am! Tu faci clătite, am văzut, da, eu. Mamă, da. Fii atentă, facem prăjitură de clătită. Deci facem o clătită, așa, da, un strat de ciocolată, cu dintr-ala, cu cum se cheamă? Aaa, nu era ideea! Altă clătită, un strat vișine, de banane, de nu știe, alt strat... Și puțină frișcă deasupra, aruncată la mișto. Aie, ce-ai, gata, mă, mâncați. Ce-ai... Gata, păzea că venim, Eu zic să bem un vin, de început. Să bem un vin, de început, doamne, suntem pic și poc. It's a challenge, știi? E o provocare, hai să o facem. Ia, dragă, ia să te văd. Ia, da, m-am schimbat și eu puțin. Vai de mine și de mine. Ce zice, da, că sunt sexy, da, în bucătărie. Poți să gătești cu mine la spate să fie așa asta, da, tot timpul, da, cu fața spre mine. Vai, ce drăguț. Îți place subțină? Dar vreau și eu să-mi iau exact așa, știi? Exact așa. Asta la mine ar fi fost bine, da, știi? Și la tine, mă, cu bărbat musculos. Nu. E îmbrăcată ca o gospodină din anii 35. Știi, când era sărăcie mare în America și n-aveau decât o singur capot femeile. Din câte știu eu, varza se fierbe mai greu și pieptul de rață. Așa că, da, o să te rog pe tine. Ne apucăm de astea mai, da, bine. O să te rog pe tine să tai. Ce tai? Mărunțel varza. Varza? Da. Da. Nu foarte mărunt, nici foarte așa. Da. Da. După care, o să tăiem ceapa, pentru, așa, că avem nevoie la varză. Așa. Ceapa. Așa. Și neapărat să punem la fiert în altă parte și pieptul de rață, da? Bun, perfect. Bai. Hai să începem să-i dăm drumul. Îi tăiem cotorul, nu? Da. E un cuțit atâta, o varză atâta și un tocător atâta. Mic. Mini tocător. Păi, mai întâi în două. Mamă, dar chiar că bucătărie de burlac. Dar nu ne descurcăm noi, zic. Ne descurcăm. A, dacă nu o să facem... cele mai gustoase preparate în condițiile mai grele. Cele mai vitrege. Cele mai vitrege.
Păi cine mai auzit? Rață, pe varză, la tigaie. Da. Uf, tocătorul mic, dar oala e mare. Dai seama cât muncești pe tocător la ca să umpli oala aia. Îți trebuie o săptămână, dar știi, te duci la servici lunea, vii acasă toți ceva, pui acolo o oală și așa o ții până sâmbătă și sâmbătă te apuci și gătești. Asta trebuie... tăticule, hai noroc, hai, sănătate, ăsta e locul meu. Îți dai seama că ea, Julia e de acord cu Ovidiu că le tai așa groase felii de varză, când ea trebuie tăiată fideluță. Și îi spune că după aia trebuie să o taie și dandoasele, adică să fie pătrate, ca la ciorbă, mă, Doamne iartă-mă. Nu e, domne, e complicat cu gătitul, e o meserie, e o artă, nu? Este, este, este. Cel mai nepriceput bucătar din lume. Dar să știi că nu ești singur, sunteți împreună, amândoi. Punem rața la fiert. Dar de ce trebuie să fiarbă rața? Nu o înăbușa să... mănânce cu varză călită? Doamne iartă-mă, ce mâncare e aia? Să știi că eu vreau să te mai ajut. Te ajut cu ce așa? Nu ai cu ce să mă ajut. Nu, dar eu vreau să iau din... Dar de ce vă grăbiți, dragă? Mai beți un pahar de vin. Dă și păcătoare, așa spunea bunica mea, mergea să primească. Dacă aveam 15 ani în curte când eram mic la Văcărești și când venea, Ovidiu, treci la masă! Și eu veneam, te-ai spălat pe mâini? Treci la cișmea, treci la cișmea, spălă-te pe mâini. Ia! Și se uita la mine și eu mă spălam, da, dă și păcătoare, dă și păcătoare, facea, știi, să mă spălgă precum chirurgi, da? Așa, știi? Aici, cu peste tot, mă murea să mă spălgă capul în picioare. Și bine spunea bunica lui, copiii trebuie să se învețe că apa nu e folosită doar la băut, ci și la spălat pe mâini. Stai seama, da, era figură mare. De ziua ei, știi care era fericirea? Mm. Să meargă cu mașina la Intercontinental să numere etajele. Nu cred. Fără ochelari. La vârsta ei, vai, asta. Bine, prima mai, dar nu le-ai numărat și anul trecut. Păi, am uitat anul trecut. Câte etaje are. Știi, ca să-și demonstreze că, uite, încă vede foarte bine. Și atunci când ne spălăm, ne spălăm cu săpun și între degete și pe la unghii, dacă am umblat prin pământ când suntem copii, și pe aici. Foarte bine l-a învățat bunica. Pentru că prevenția este cel mai bun medic. Deci după ce tăiem varza fin, o frecăm cu sare, atenție, și o așa. Frecăm în jos. Dai tu un jet de apă rece. Imediat, stai așa, să aduc asta. Așa. Așa. Hax. O pui... apă rece, aoleu. Care e apă rece? Aia cred. Așa. Așa. Un jet de apă rece. Varza nu se spală, Ovidiu Niculescu. Elimini primele două frunze. Scoți cotorul și pa, bonjour. Acum, stoci foarte bine varza de apă. Da, păi asta fac. Ia vezi ce mai trebuie, ce ingrediente ne mai trebuie pentru... Deci noi avem nevoie acum de o tigaie. Eu cred că un ingredient le lipsește. Le lipsește un bucătar în casa acolo să-i ajute săraci, că nu se descurcă. Tu dă cu sare și eu amestec. Facem așa, una, două, trei, na, na, am atât ai treaba. Eu recomand sarea grunjoasă atunci când e vorba de frecat varza. Mamă, deci zic așa, am intrat într-o frie de asta, de le-aș face pe toate și clătitele le-aș face. În același timp. În același timp, știi, nu mai ai răbdare, nu mai... Ce uite, de aia e bine să mai bei un vin să te relaxezi. Păi aia zic și eu, mai toarnă vin. Da. Să te relaxezi. Eu zic că nu trebuie arse foarte mult. Așa, puțin. Nu, mă, nu, puțin, păi așa și zice. Așa. Adică cât să fie ca oglinda, nu să nu se ducă spre galben. Ne arată sau ne întreabă pe noi? Mă întreb ce se întâmplă cu pasta de roșii pusă peste ceapă. De ce? Vrea să facă varza călită de andoasele? Ca să nu te usture ochii de la ceapă. Da, da. Trebuie ceapa să fie la nivelul ochilor, pentru că substanța care o elimină se duce în sus și de-aia ține în ochi, că tu stai deasupra ei. Dacă stai aici... Păi, dar e logic. Dacă stai aici... E logic că dacă stai mai la distanță, dar acum tu ai văzut pe cineva... Adică mai... Tu ai văzut pe cineva tăind ceapa așa? Da, păi, dar sunt unul care le place să plângă când gătesc. Dar dacă stai sub ceapă, nu-i mai bine? Că se duce substanța în sus. Și tu stai jos și e o tot așa, știi? Așa. Așa, o să vedeți cum o să fie și tras așa la tigaie. Ia zi, așa? Deci, nu, este prea mare.
Deci tai așa. Așa. Atât? Atât și după aia bucățele, exact ca niște pătrățele. Am înțeles, micuțe. Somonul? Aha, deci au cumpărat somon. N-au luat un vreun pește alb, cum în mod normal se folosește la supa de pește. Da, sunt sofisticați ăștia. Eu trebuie să decortichez... Pentru că nu putem să... Bine, mie îmi place așa să arate într-o... Dar nu știu cât e de bine. De exemplu, eu când îi fac, îi prăjesc, îi pun cu totul. Nu mă deranjează, dar poate că în ciorbă n-aș vrea să văd chestia asta. Giulia încearcă încetişor să ne demonstreze că de fapt nu prea știe, dar ar vrea să facă, că de fapt a făcut ea acasă sau soțul și parcă arăta, dar nu la fel, că parcă nu e, dar să zică poate că nu, dar nu mai contează. Fratele meu. Ce? Ce-i? Îți pare solzi. Păi atunci ia pielița aia dacă are solzi. Ce să-i faci? Asta e. Eu v-am zis. Asta e. Mama, acum trebuie să fac asta. E belita mâncați. Hai, nu te... Are solzi. Păi acum ce vrea, să curețe cubulețea de pește de solzi? Ferească-mă Dumnezeu. Așa, punem aici în farfurie. Nu, n-am ce să fac. Adică? Nu, folosim pe ăsta. N-am ce să fac, pentru că nu am, vezi, uite, n-am știut de treaba asta. Hai, asta mă, se pune cu tot cu asta? Da! Deci da, deci atunci da. Lasă așa ce... Cum e astea, cum să nu? Dar el n-are, este... Păi el este prea curățat. Ok, de ce să ne încurcăm? Facem, uite, așa complicat. Frumos? Nu. Ba da, nu e complicat. Uite-te, e simplu, da, păi cum? Putem pielița asta la o parte, ce mai stăm asta noi și ne complicăm? Asta am tăiat deja, mă, uite, asta e problema. Nu contează. Foarte bine, Giulia, asta zic și eu, să facă ce-i de făcut. Ce nu-i de făcut, să nu facă. Bravo! Ia uite cum tai o calamaro acum! La tine mă uit cum fierbe varza. Asta să nu fie foarte mărunt, așa? Nu, mă, uite așa. Ca să se simtă o uite-l puțină bucățică. În patru. În patru, așa, perfect. Haț. Deci ei n-au mai decât în viața lor așa ceva, dar își explică unul altuia cum trebuie să fie. Ei își imaginează, știi? Cum mi-aș imagina eu cum călătoresc, știu, pe Venus sau pe vreo planetă din cine știe ce galaxie. Începe să fiarbă, începe să prindă contur, iar frunzele miroase de dafin... Miroase bine? Da, și cum vorbesc... Da, și aici, frunzele de dafin învăluie varza da. Într-un superb buchet da. De... Minunat culoare buchet și... de toamnă. Da, aici cred că mai avem un maxim un sfert de oră. Muncim! Dar și... Dar ne și mai simtem bine. Da. Eu zic să nu mai beți vin. Acum? Ia zi, ce faci? Începem minunata noastră ciorbă. Așa, zice, faci cu voce tare. Începe cu ulei de măsline. Hai să încercăm să vedem dacă totul trebuie să încingă puțin toată treaba asta. Așa. Deci pregătesc ciorba într-o cratiță și varza călită în oală. Aha. Bună asta, mi-a plăcut. Pune acolo. Și după care trebuie să pregătim vinul. Am scos dopul vinului alb, da. Să-l aduce aici să fie pregătit. Imediat. Ce, ai mai găsit vreo doi morcovi pe acolo? Ulei morcovi ăștia care au mai rămas. Ok, facem clătitele, dragii noștri. Așa, ia. Sunt numai ochi. Ouăle. De la mine, să eu mă mai ocup. Da? Ocupă-te. Oh. Cu siguranță Giulia a mai pregătit omlete, căci bate ouăle ca nimeni alta. Dă înainte. O să te rog să curăți puțin bananele. Așa. Să-mi dai câte o banană aici să o... Gata, domnule. Să-mi spui... Să rezolv. Și ce fac? Ce trebuie să fac cu banana? Să-ți spui banana. Că e la modă cu banana. Oh, așa. Mamă, ce-mi plac! Ce-ți place? Unghiile roșii pe banană! Și acum faci așa? Pentru că dacă... Mamă, dar tu de unde știi rețeta asta? E o rețetă bombă! Evening fire, a man's rip out, like him, be like him, da-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 da
nu puteți să renunțați la gătit? Mai bine mai beți un pahar de vin. Uite, făină aici. Zahăr, făină, da? Da. Și încă un vas, prietenesc. Încă un vas? Da. Acum punem în făină praf de copt. Deci că dăm rețeta. Așa, în făină praf așa. De copt. Așa. Așa. Și esență de vanilie. În făină direct? Nu, punem aici. Nu e. Și după care așa. Pui făina acolo. Da, da, da. A, ce tare. Așa, gata? O patate. Atât, atât. Păi, dar ce dacă mai folosim așa. Și la alții invitați? Și puțin toate praf de sare. Atâtic. Atâtic, nu? Așa. Așa. Mamă, asta e chimie totală, tata. Da. Și acum, ușor, în... Dar eu am văzut că avea un tel. Unde e telul ăla? De ce nu amestecat cu telul compoziția de clătite? Prietenul tău are și un polonic de nădejde. Bă, trebuie să pune ne vreo 3 ori. Doamne, de-abia aștept să-l cunosc pe prietenul tău. Aha, nu cred că... Așa. Să nu uităm că aceste clătite sunt mai grosuțe, deci nu vă gândiți la cele subțiri. Ia, și acum o întorci? Da, s-ar putea ca asta să nu fie... Uite! Ia, și o întorci, nu? Pac! Vai de mine și de mine! Nota pa, pa, pa. 200! Uhuhu. Nota 200, ce bine arată! Yeah. Păi cum să nu întoarcă dacă a băgat o jumătate de litru de ulei în tigaie? Ah, mamă! Doamne, ce emoție am avut la prima clătită. Și eu, vai de capul meu, hai să mai beau un pahar de vin. Pune-mi, te rog, și mie. Ce-ți pun? În farfuriuța asta, repede, să gust. Așa că mă interesează pe mine. Nu, și puțin din carne, și din legume, și din alea. Ia de-mi o legumă și un... Așa. Supa aia de pește are o culoare incertă, da? Așa este supa de pește cu cartofi, cu o culoare certă. Cum zice? Mamă, ți-a făcut gura. Am o terminată, cum? Da, dar știi cum e? E o iuțeană bună, păi toate supele plăcută astea, păi cum să nu? Ia gust. E o iuțeană plăcută, ia. Da, te deranjează, dar îți dau la altă lingă. Doamne ferește, stai așa. Băi, fratele meu, e exact ce trebuie, nu e, e foarte bună. E iuțeala aia care și trebuie, când, nu? Este perfectă, crede-mă, și când o să băgăm și smântânit, Ania. Aoleu, să mă facă mai bine. Stai să văd cartoful. Perfect. Da? Stai să văd calamarul. Perfect. Perfect. Supa asta de pește poate să fie ușor acrită cu un oțet de vin alb de bună calitate. Cu zeamă de lămâie nu, pentru că îi dă și un gust amar. Dar cu un oțet, știu eu, de vin alb sau de șampanie, wow! Gustul e mai bun. Și eu zic că am încheiat. Da. Hai, noroc. Dragule, deci nu credeam că ne vom descurca. Te pup, dragă. Te pup, dragă. Excepțional. Extraordinar. Sănătate. Deci mă bazez pe ciorbă și pe... desert. Și desert și rață. Și rață. Ce, adică ce am făcut și noi, ce am putut, din ce am avut. Ce să facem? Las că e bine. Și că am făcut ce am putut din ce am avut. Păi au avut ce au cumpărat. Dacă ar fi cumpărat mai multe, le-ar fi ieșit și mai bine. Dacă ar fi luat mai multe sticle de vin, le-ar mai fi rămas și musafirul. Da, zic și eu cum am ce să zic. Mamă, nu-s acasă. Mamă, deci gata, au un pus crezut că... Uitați cât ne ține fric. Uitați. Noi de aici nu plecăm, nu plec. Nu ne-a întrebat nimeni. Hai da, opa. Bă, frate, n-am avut bani de cadou, așa că ți-am luat. Stai, stai, frate. Ia-o tu, frate. Că am văzut pe fața mea, pe ochii lui Ovidiu, că s-au bulbucit așa o dată. Trăluceau așa. Bă, ce vii, mi-aduci cadou și pleci cu el. Nu mă lași și pe mine să-l despachetez. Să văd și eu ce conține. Ce cadou e ăsta? Ce faci? Vin eu, sura mea. Bine v-am găsit. Bine ați venit în casa prietenului lui Ovidiu. Putea să vă faci un prieten mai cu o casă, mai mare așa. Mai înstărit, așa. Da. Și la un etaj mai jos, că nu merge nici liftul. Ne ieși limba de un cot până aici, până am ajuns. Hai, bine ați venit, Doamne, dragi. Doamne, ajută-l.
Așa am un vin roșu, că eu am spus, bă, noi suntem pasionali. Am pus și lumânărele, dacă ați observat. Dar dacă nu le-ai aprins, degeaba le-ai pus? Știu, dar le vor aprinde. Una peste alta a fost un cadou, să zicem, în ghinimele. Da, în ghinimele, da. Un cadou haios. Haios, da. Dragilor, vă-i foame? Te-aș mânca cu tot. Julia, foamea vine mâncând. Absolut, absolut. Da, în primul fel, da, mă rog, în contact. Vă aducem. Stai puțin aici. Ce mi-e poftă, ce mi-e poftă. Meniul nostru. Un meniu special, un meniu greu încercat. Nu întâlnești nici la cele mai mari restaurante chestia asta, domnule, ce am reușit noi să facem în bucătărioara asta micuță. Da, pe-și bună fiecare, au dat. Uite, mă, vezi, așa trebuia să facem și noi. Așa, supă de pește cu fructe de mare. Avem fructe de mare, da, da, avem calamar, tot ce trebuie. Ne-am descurcat extraordinar de minune, am făcut așa mai spre mediteraneană. Mie mi se pare super. Mamă, este excepțională ce vorbești. Ți-am zis că ne iese, ia uite, dar mie îmi place, bă, e bună, bună. Deci e de pura rețeta asta. Mm-hmm. Și puțin picantă. Am pus și niște ardei iuți. A pus vreo 5, dar e de bine pentru că smântâna... E bine să fie picantă, nu? Păi dacă smântâna e taie din față. Eu acum vreau să vă întreb, vreți și puțină lămâie? Și dar e bine. Vreți și puțină lămâie extra? Varsură de? E bun așa. Mie nu mi-a plăcut că nu am avut pâine. Eu gurmandă din fire îmi place să mănânc și pâine cu pâine dacă nu e problemă. Dar, nu știu, aș fi vrut supa să fie mai deasă, mai plină de legume, de... A fost de toate. Nu știu, vreau mai mult, întotdeauna e loc de mai mult, de mai bine. Ea e nesătură, întotdeauna îmi place mai mult. Iar bun. Nu e acolo. Ia. Ai acolo doi. Mhm. Asta zic că e un storceac de la... Da, da, da. Făcut în, exact, da, în Delta. Mhm. Nevis. Supa era un pic cam nesărată, dar probabil așa au vrut să o facă, pentru că supa o mai regleți la o ciorbă de burtă. Păi și smântână, pui cât vrei, cum a fost supa asta, era un pic nesărată. Probabil s-a gândit că Roxanei, ea fiind mai slabă, nu-i place sărat. Chiar bun, mamă, jur e bun. În bucătărioara asta. Nu vine să și cred cu atâtea emoții, dragilor. Mamă, ce emoții am avut. La un moment dat am găsit un crevete nejupuit, nebelit, nedezbrăcat. Bine, n-avea ce căuta în ciorbă, trebuia să fie mai desfăcut, așa, mai fără coajă. Dar am mers, l-am desfăcut eu și a intrat până la urmă. L-am lăsat special pentru că asta e plăcerea când mănânci, trebuie să-l și desfaci. Categoric, sigur, categoric. Da. Intenționat, ții minte că am vorbit. Intenționat o desfacem sau nu desfacem? Pentru că... Dar în marea majoritatea cazurilor așa se face, am umblat și noi prin lume. Bun. Sigur că da. Găsești și decorticați, dar găsești și să-i cureți tu, nu? Băi... Bine. Mulțumiți. Wow. Să urmeze felul 2, să... Ha? Mă încup eu, te rog frumos, mai tu întreține oaspeții. Nu vezi, abținte, vezi, nu te-ai ridicat un minute. O să le dau un punct în plus. Florin n-are nicio treabă, el a mâncat tot, a și recunoscut și a zis că no comment, ceea ce pentru mine, pentru că e un om sincer, face cât... 1000 de puncte. Tararam, 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 tararam. De mine arată bine așa. Nu prea îmi place, sincer, să fiu, să mănânc varză. Nu prea, se numără printre felurile de mâncare pe care le prefer sau le mănânc așa cu regularitate. Mie mi se pare că Roxana mănâncă o dată la 2 ani. Da, da, e frică, o să spun la ești varză după aceea, deci te evită să mănânce varză. Ce zici? No comment. Bravo, Florin, mă, uite de la a noastră mândră, n-a avut un compliment, mă, și am lăudat și pe 1 și pe 2. De exemplu, mie îmi place mai mult felul 2, așa. A. Să nu iei la bătaie? Nu, de să nu iei la bătaie, că nu iei de... poliția. Hai să spun o chestie, mie mi se pare carnea de rață, mie personal, mi se pare ațoasă. Eu nu o mănânc în mână și nici nu mi-e pe gustul meu. Că e foarte dar îți jur, din cea mai jur, că da. El este prima dată în viața mea în care eu am mâncat
rață și am zis wow. Nu, e bun. Și vorba de rața noastră. Rața nu noastră. E vorba de altă rață. A fost bine, a fost rața mai mișcată pe acolo, dar... A fost o rață varză. Hai că e bună. Ce să, no comment. Da. Adică, comment. Păi, deci el e sincer. Nu vai cred că ar zice așa... Păi, dar jur, chiar, deci chiar pe bune, vorbesc serios, chiar, e, chiar a ieșit o treabă. A ieșit. Chiar e bun, adică poți să mănânci. Nu? Și mă, ce nu suportă Horia Vârlan, dar asta e, mai zicem o dată, am făcut cu dragoste. Da. Eu de obicei când merg la chinez, mănânc rață, că îmi place cum o face și caramelizat, așa, și... Portocale. Dar rața pe varză e o mâncare foarte bună, cam, cam grasă pentru noi, pentru... Burtoș. Nu, grasă, ci cade greu, așa, la stomac. Of, da, cu vinul la roșu ne-a mai tăiat din grăsime. Dar acum trebuie să vă spun un secret, am mâncat înainte că am zis că... A, de ce mâncase înainte? Acum. Am mâncat și dat-a cât să mănâncă și eu o mână de om. Până una alta a ieșit așa cum ne-a dorit. A ieșit foarte bine, eu am o nemulțumire personală, pentru că mie unul rața pe varză sau pulpa de rață pe varză, cum se face și cu pieriță și cum nu știu ce, eu știu și așa am mâncat un restaurante celebre din lumea asta, că se face pe varză călită murată. Ideea este că mi-e drag că are o super voce și ziceam că uite a venit și cu chitară, a venit cu o... Păcat că e însurat. Trebuie să ascult versurile astea, sunt făcute de ele genial. Ia mai uimiți-ne, măi, ia! Bună, dar cine bună-i viața mea, îmi dă din când în când câte o belea, dar niciodată nu sparg și nu dau foc când e să n-am noroc. Opa! Femei, am tot iubit și-am să iubesc normal, că unele mă părăsesc, dar niciodată nu strâng și nu turbesc când e să divorțesc. Surpriza a fost faină, adică nu mi-a plăcut cum a cântat și mai ales că nu mă așteptam, nu ai văzut că dacă te uiți pe fața mea în timpul filmării, am rămas așa un pic surpriză, pentru că nu mă așteptam când au avut timp să o facă și mâncare, să și repete. Iar beau tare, 1000 de pahare, să uit de supărare, să râd și să petrec. Viața-i zvanghie, o iau în bășcălie, o dau pe veselie și toate trec. Și iar beau tare, 1000 de pahare, să uit de supărare, să râd și să petrec. Viața-i zbamie, o iau în bășcălie, o dau pe veselie și toate trec. E prima dată când cântăm împreună și mi-a plăcut foarte tare și cu siguranță o să mai colaborăm în niște proiecte, pentru că vezi, astea care se nasc întâmplător fără să fie programate sunt cele mai de valoare și de ele trebuie să ții până. Așa, n-am repetat. Așa că eu mă simt câștigat din această ediție de Cine așa de tort. Ce ne mai aduceți acolo? Desertul. Așa. Ce avem noi aici, omletă? No. Ce ziceți voi de clătita asta cu banană? Că... Și cu ciocolată la fund. Nu, și cu ciocolată amăruie. S-a născut una și a murit, așa bun. Nu, ce bun e. Bun. De ce râzi, Roxana? Clătita a fost bună, umplutura nu mi-a plăcut deloc. Clătita așa, am mâncat-o goală. Mi-a plăcut că era creșor așa. Mie nu mi-a plăcut acum ce mă vreau, nu pot să zic că mie mi-a plăcut. Mie nu mi-a plăcut, da. A fost tare. Păi nu, a fost tare pentru că ea, considerând clătita trebuie să fie moale, că așa e învățată, ea și-o fi gândit, uite ce clătită tare mi-au dat ăștia. Păi da, că așa. Dar ea nu știa că era ciocolata noastră topită și întărită pe prima clătită. Doamne, eu când am dat și am tăiat de bucățica aia, vă spun, vă jur, curcubeu pe cerul gurii. Ho, 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 da. Vedeți că mai e și o clătită pe dedesubt și aia trebuie îngurgitată. Clătita de pe dedesubt este cu ciocolata pe ea. Ah, și care ciocolata s-a întărit puțin. Și îi dă... Na, păi aia n-ai de gustat. N-am gustat, aia prea tare. Păi da, ea încearcă, e ciocolata aia care s-a întărit. Eu merg pe încredere.
Noi am mâncat de deasupra, era jumătate de clătită, am mâncat-o, nu am mai vrut să intru, să aprofundez. Am gustat așa pe aici, pe acolo, că da, nu-mi plăcea prea mult compoziția. Îi notăm? Vrei să le certăm de la niște note? De certăm, azi eu plec acasă cu placheta, gata. Am că să-i o dau pe dreptate. Să dau eu pe a mea, sora mea. O placheta. Le dau. E și clacheta face clac. Nu mă gândesc că a fost ceva atât de complicat. Na, și copiii fac clădite, supă, mâncași în copilărie cu fructe de mare și ea, nu? Glumim acum. Ați avut o copilărie frumoasă în Moldova. Da, nu. Noi moldovence. Ia să vedeți. Trece și la mine. Nu, dar trece tu, dar ce... Să nu vadă. Doamne, treci. Bă, dar trebuie să zici tu acum ce scriu eu acolo, aici. A fost o seară frumoasă, o seară minunată cu de toate, cu peripeții, cu lovituri, cu... Marea dezvăluire, doamnelor și domnilor! Nabele! Hai și tu! Nabele! Deci, cum ar veni, am câștigat toți, da. Și eu cedez placheta mea lui Roxana. După o luptă de poveste, avem egalitate perfectă. Dar n-avem cum să-i declarăm pe toți patru câștigători. Așa că, pentru departajare, propunem să mai gătească... Pardon, să se mai gândească. Una este pentru tine, dă-mi voie, da! Și una este pentru tine. Cred că i-am asupțit. Și noi luăm râmele. Mamă, cred! Și noi luăm râmele. Calda perfectă! Bravo! Bucurați-vă voi! Bravo! De când te aștept, de când te aștept? Mamă, și e goblină! Mai ce fericită era Roxana, că am văzut că e oglindă, bine, poate să-l folosească de oglindă. Și eu am țipat. Gazda de bucurie. Perfect, deci până la urmă noi oamenii avem această chestie în noi, știi, de a ne bucura orgoliu, știi? Păi spun ce zici, n-am rușine, mă descurc în pat mai bine. Băutura e beton, mă face ca pioană. Cu sticlă în mâna mea, mă. Dacă min să nu apuc like-uri multe pe Facebook. Dacă beau urtos, mă simt foarte frumos, mă. Viața ți este grea, păi pe-a nu te lăsa. A fost o cină care mi-a plăcut. Desertul cred că n-a fost pe gustul Roxanei, dar cui pasă? Hai să lăsăm desertul deoparte. Nici n-a arătat prea bine. Așa că a fost ok. Momentul lui Ovidiu a fost nemaipomenit. Bine, a mai cântat el, dar acel moment cu melodia pe care el a compus-o, mie mi s-a părut nemaipomenit și zic bravo, bravo vouă. Dragilor, deci avem așa, supă de ceapă la noi, avem hamburger cu vită la cuptor, avem papanaș fierți din brânză dulce, avem... Avem aperitiv, mălaș, păi ce crezi că nu am reținut? Avem niște coșulețe tradiționale, făcute în aluat, oricum, cu niște salate de bœuf. Da, deci, da, da. Trebuie să facă și coșulețele și salata de bœuf. După care vine limbă de vită, limbă de cocostârc. Sos de smântână. Așa și cu sos de smântână. Cam cât să fie limba atât sau atât. Și pe locul 3 vine, bineînțeles, ceva, o Alaska, dar nu știu ce, doamne, ar fi Alaska. Mă, cred că e ceva cu ciocolată, oricum, și bezea, foarte grea, da. Și cu bezea făcută în cuptorul pe care l-am avut noi. Concluzia. Asta. Concluzia e... E bine, floare, da? La ureche. Dragilor, vă iubesc. Vă iubesc, a fost o super seară, două seri de vis. Mulțumim frumos! Hai! Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu ne-am îmbătat, ce picăm s-o masă. Nu ne trebuie morcov, nimic. Zici tu? Da, îți spun sigur, eu știam asta, că nu ne trebuie morcov. Ce fără morcov, fără abitură? Numai ceapă, e supă franțuzească. Dar nu se mănâncă la noi. Doar ceapă, așa se face. Au, știi ce-ți propun eu? Să facem noi salata de bœuf ca să mănânce și Anca. Și să mâncăm și noi. Facem fără carne. Da. Dar e foarte interesant, nu știu dacă observă cei care ne privesc acum, cum eu car bagajele. Păi ce să fac, mi-ai zis să mă uit pe internet. Vino să nu ne vadă Anca. Hai să jucăm Marocco! De câți ani mai mănânci carne? Păi din mai 90. Wow!
Wow! Adică de 27 de ani și jumătate. Auzi, e pastărnac sau Pătrunjel? Nu știu diferența. Bate-mi la carne! Bate la popo! Anca, hai! Nu ne spune chiar tot. Limba mea nu e așa frumoasă. Dacă știam că știi să spargi ouăle așa bine, te luam de nevastă. Ah, hop! Blatul de dedesubt. Foarte bun. Eu n-am băgat în gură. Eu n-am băgat în gură să nu mai bag. Încearcă, încearcă, da.